Toate lacurile de acumulare și digurile din țară vor fi verificate. Solicitarea a fost făcută de premierul Dorin Drăcean în debutul ședinței de guvern. Potrivit șefului cabinetului de miniștri, o bună parte dintre aceste lacuri sunt exploatate neconform. În plus, în câteva zile a plouat cât în 3 luni de primăvară, iar cel mai mult au fost afectate localități din raioanele Cantemir și Leova. Domnul ministru al mediului, vă rog împreună cu ceilalți colegi să facem o inventariere a tuturor lacurilor de acumulare, cum aceste lacuri de acumulare sunt utilizate, să vedem și structura dambelor și în general trebuie să revizuim, pentru că foarte multe din aceste inundații s-au întâmplat și pierderile s-au întâmplat tocmai de ce nu avem regulă în acest domeniu. Potrivit Ministerului Mediului, weekendul trecut, din cauza ploilor abundente, debitul unor râuri a crescut până la 1,5 metri, provocând inundații. Atunci când viiturile sunt de o asemenea anvegură, apele spală mai multe, pot spăla anumite fântâni, zone periculoase, sisteme de canalizare care sunt răspândite în localități și pot afecta și apă și bazinii de apă potabilă. Apele Moldovei efectuează lucrări pe parcursul anului mai multe diguri de protecție, respectiv în acest sens avem peste 100 de milioane alocați. Mai mult de atât, avem și în fondul de mediu proiecte pentru autoritățile locale care pot apela pentru consolidarea digurilor de protecție și inclusiv curățarea a lacurilor și a râurilor, pentru că de aici contează foarte mult și capacitatea de transport a apei, pentru că de multe ori acesta este blocat cu anumite deșeuri și atunci din cauza aceasta apa se revarsă din albia râurilor și provoacă inundații. Potrivit ultimului raport al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în perioada 14-16 septembrie, autoritățile au intervenit în 402 misiuni pentru a lichida consecințele ploilor torențiale. Dintre acestea, 214 intervenții au vizat pomparea apei din gospodăriile oamenilor, cele mai multe fiind înregistrate în centrul și sudul țării. De asemenea, au fost efectuate lucrări de fortificare a barajelor și digurilor de protecție pe râurile Nistru și Prut pentru a preveni posibilele inundații. Conform datelor publicate de Apele Moldovei, în țara noastră sunt 59 de diguri cu o lungime totală de aproape 720 de kilometri.